Păi de ce? Cum adică aici nu-i biserică? Aici nu vine Isus. Păi aici nu vine Isus. Păi dacă nu vine Isus, știi ce? Ia-mi iau geanta și ies afară. Eu mă duc numai acolo unde vine Isus. Ajută-ne, ajută-ne, Iisuse. Nu știu, tinerii se duc acolo, acolo nu vine Iisus. Iată. Acolo nu vine Iisus. Să ne potrivim chipului, viacului acestuia? Acolo se duc oamenii necredincioși. Indiferent. Îmi spunea odată cineva când a ieșit filmul acela, acum vreo 5 ani, 10 ani, nu mai țin bine minte, Passion of the Christ, patimile Domnului Iisus Hristos. O, vino să vezi că acolo au venit pastori, stau acolo și oamenii se pun pe genunchi și fac legământ cu Dumnezeu. Greșit! Categoric greșit! Greșit! Da? Iisus e în biserică. Aleluia. Și bine era dacă oamenii veneau să facă legământ cu Iisus în biserică. Amin. Așa. Nu acolo. Acolo arată Passion of Christ și după aia vine un film murdar după el. Da. Așa. Nu-i bine să nu facem lucrul acesta. Știți ce s-a întâmplat? O fată creștină. Și eu nu vă mint, eu vă spun lucrul adevărat și dacă vreți, nu vă dau nume. Dar s-a întâmplat lucrul acesta, de acolo de unde vin eu, de la Mediaș. Și s-a întâmplat lucrul acesta. O fată creștină obișnuia să mai meargă și pe la filme. Nu știu de ce vorbesc așa, dar... Vorbește, Doamne, vorbește, aleluia! Spune. Și pe când ea... Nu, frate, și pe când ea aștepta acolo, afară, cu biletul să intre, știi ce s-a întâmplat? Din senin așa s-a lupt un fir de la stâlpul electric. I-a căzut pe mână și i-a ars mâna până în cot. Cu Dumnezeu nu te poți juca. Amin. Foarte adevărat. Dacă tinerii noștri, poate de aici din biserică, poate din alte biserici, vorbește, practică lucrul acesta, opriți-i. Da. Nu-i bine. Vorbește-le, da. Cu Dumnezeu nu-i de jucat. E adevărat. Păi poți să vii, îmi pare rău. Vorbește, poți să vii, da, și să vorbești de aici și să strigi în toate limbile. O. N-ai nimic. Nu ai nimic. Vorbește, Doamne. Da. Dacă practici și faci ceea ce scrie aici și te potrivești chipului viacului, nu ai nimic. Da, adevărat. Foarte adevărat. Și apoi ne întrebăm de ce e așa? De ce sunt lucruri între... De ce băncile sunt goale? Așa, da. Ne potrivim chipului viacului acestuia. E foarte adevărat. Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Dacă mintea vrea să te ducă la un lucru necurat, nu o lăsa. Nu? Amin, Doamne. Înnoiaște-o. Spune, nu-i bine. Tu controlezi mintea ta. Ajută-mă, Doamne. Da, Dumnezeu controlează. Dumnezeu e în control. Așa spunea frața aici. Foarte adevărat. Romans 12. Ce bine ar fi să ne întoarcem la Dumnezeu. Așa ne vrem. Ce bine ar fi să spunem copiilor noștri, nu-i bine. Nu-i bine, Doamne. Ce bine ar fi să spunem în biserică, tinerilor, nu-i frumos, da, și nu-i bine. Și atunci, dacă vom face lucrul acesta, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vom împlini lucrul acesta. Va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Vreți să facem lucrul acesta? Dacă o să ținem adevărul sus, ajută-ne, vă promit că spune cuvântul lui Dumnezeu. Da. Biserica să vă umplea. Chiar dacă Dumnezeu trebuie să scoată ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu aduce sfinți. Dumnezeu aduce oameni curați, neprihăniți. Și zic în seara aceasta,
Doamne, fă lucrul acesta. Dacă este ceva ce oprește conducta, dacă este cineva care oprește cuvântul și vrea să aducă cuvânt de la el, Dumnezeu curăță. Da, așa este. Dumnezeu scoate afară. Da. Și în seara aceasta zic, Doamne, dacă eu sunt Domnul acela, mă rog și spun, curățește-mă. Da. Și lasă cuvântul tău să vină de sus. Da, da. Nu din caiet. Nu. Vorbește, Doamne. Nu scris. N-am practicat niciodată lucrul acesta și nu o să-l practic niciodată. Dacă nu mai am nimica de la mine și de la Duhul Sfânt, atunci stau în bancă. Învățați. Și chiar dacă sunt tineri, învățați-i. Că trebuie să predice ce vine de la Duhul Sfânt. Da. Amin. Aleluia. Duhul Sfânt știe ce are nevoie biserica. Yes. Aleluia. Și în seara aceasta zic, Doamne, fă lucrul acesta. Eu rămân la aceste cuvinte și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele și să vorbească. Și chiar dacă trece peste ora nouă, să nu se oprească. Aleluia. Nu vă aduceți aminte? Și fratele poate că și-aduce aminte. Și fratele Nicolae. Nu se potrivea. Stăteam încă o oră jumate peste program. Acum 30-40 de ani, nu? Da. Mm-hmm. Și acum? Dacă trece 10 minute, peste program. Prea mult. Zic, Doamne vorbește. Lăudați-vă, Domnul. Amin. Amin. God bless you. Thank you, Jesus.